Mai bine retrăgeam numărul 10 de la Națională. Surprinde cel mai criticat număr 10, Florescu. N-am fost eu oaia neagră a Naționalei, spune Florescu. De când este selecționer Rădoi, numărul 10 a ajuns la maxim. Florescu a fost criticat din toate părțile atunci când Răzvan Lucescu i-a dat numărul 10 la Națională. 10 meciuri a apucat să joace pentru România. Oamenii au fost duri cu mine și m-a afectat. S-a găsit un țap ispășitor. Nu a fost Florescu oaia neagră a echipei naționale. Rădoi a dat numărul 10 lui Maxim și Ianis îl vrea. După Hagi și Mutu n-a mai fost niciun număr 10 la echipa națională. Poate că numărul 10 este doar Maradona și atât. Să se joace fără număr 10 și haide să vedem dacă așa o să reușim să ajungem la un campionat mondial. Personal l-aș vedea pe aia Ianis. Florescu s-a lăsat de fotbal. A renunțat la carne de 5 ani, însă mama lui l-a corupt de sărbători. Am gustat niște cârnăciori făcuți de casă, de maică mea. Mi s-a făcut poftă.